Stadionul Gheorghe Rășcanu va suferi modificări importante, astfel încât echipa de rugby a SCM să Timișoara să-și poată desfășura activitatea în condiții decente. Formația timișoriană a obținut bronzul național în 2023. Expertiza tehnică este gata și urmează să fie supusă votului în Consiliul Local. Baza prevede construcția unei tribune cu o capacitate de 1800 de locuri, cu vestiare, camere tehnice, centru de recuperare, spații destinate arbitrilor, nocturnă și un teren de antrenament.